Bună, fetele! Astăzi o să vă arăt produsele pentru protecție solară pe care eu le dețin în momentul de față. Desigur, dacă mă urmăriți de mult, știți că v-am mai arătat prin empties astfel de produse. Dar eu o să vă arăt ceea ce am în momentul de față și pe unele dintre ele am reușit să le folosesc, așa că am și o părere formată și o să vă spun ceea ce știu și ceea ce mi s-a întâmplat, să zic așa, cu aceste produse. O să încep prima dată cu un produs care nu este neapărat de protecție solară, dar care vă va ajuta să vă bronzați foarte ușor, doar cu un masaj, să zic așa. Un produs despre care am auzit vorbindu-se foarte, foarte mult și este un produs foarte lăudat și este vorba despre această spumă autobronzantă de la San Moritz, știu că așa se pronunță, este în varianta medium. Desigur, există și light pentru tipurile de ten, de piele mai deschisă la culoare, dar există și dark pentru cele mai închise. Ei bine, eu am varianta medium, are 200 de mililitri, vine sub formă de spumă, după cum vedeți, așa arată sistemul de dozare. Acest produs vă va ajuta să vă bronzați frumos, nu lasă urme, nu lasă acele pete. O să vă placă acest produs, costă în jur la, a fost și 80 de lei pe aur, acum am văzut că este 40 de lei. Merită cumpărat dacă nu aveți, nu știu, timp, posibilitate să ajungeți la plajă, la soare. Acest produs o să vă ajute să arătați super, super, super bine bronzate într-o rochiță foarte drăguță la un eveniment sau mai știu unde mergeți voi. Deci vă recomand acest produs. Un produs pe care îl folosesc de fiecare dată peste această spumă este acesta. Știu că vi l-am arătat și în produse favorite, dar acum o să vă spun cum dă el în combinație cu această spumă. Ei bine, această spumă, în momentul în care se usucă, ai decât un bronz și atât, nu ai niciun fel de strălucire. Dar aplicând acest produs peste acea spumă bronzantă, vreau să vă spun că efectul este wow! Pur și simplu este ca atunci când mergi la plajă și ești bronzată și te dai cu ulei și ai acea strălucire super. Am pozele de pe Instagram, să zic așa. Vă recomand această combinație, deși prețurile sunt diferite, mult diferite. Acesta este de în jur la 20 de lei, iar acela, după cum v-am zis, puteți să-l găsiți și la 80 de lei. Depinde de ofertă. Dar vă recomand și acest produs, plus că acesta are și SPF 15, așa că v-ar proteja și împotriva razelor solare, nu foarte mult, dar v-ar proteja. Și vă recomand, pe acestea le-am folosit. Acum pentru ten, ceea ce folosesc în fiecare zi este vorba despre această cremă de la Avon, din gama Sun Plus și se numește On The Go. Așa arată ea. Are SPF 50, UVA, UVB și PA++. Este o cremă atât pentru ten cât și pentru corp. Desigur, eu o folosesc numai pe ten pentru că este varianta aceasta mică. Este pentru tenul sensibil, pentru pielea sensibilă, rezistentă la apă. Îmi place foarte, foarte mult. N-am testat-o să văd dacă este rezistentă la apă sau ceva, dar vreau să vă spun că mai am jumătate din ea pentru că am folosit-o de când a început vara și până acum. Îmi place mult, mă protejează, nu mai am probleme cu petele de când o folosesc pe ea. Are un preț accesibil, depinde de oferta pe care o găsiți voi în catalog, dar vă recomand acest produs. Și tot de la Avon, din aceeași gamă Sun Plus, o mai am pe aceasta, care într-adevăr este în varianta de 150 de mililitri, are același factor de protecție, este tot pentru față și corp, tot pentru pielea sensibilă, deci este din aceeași gamă, practic, doar că este varianta mai mare. Aceasta are 50 de mililitri, aceasta are 150. E bine, aștept să o termin pe aceasta și să o încep pe aceasta și o să o folosesc atât pe ten cât și pe corp, pentru că este pentru face and body, după cum scrie aici.
Mie îmi plac protecțiile solare de la Avon, plus că are SPF 50, așa că vă protejează de soare, ceea ce este foarte important să faceți în perioada verii. Am și un șampon. Da, ați auzit bine? Un șampon cu filtre UV, un șampon de la Sien. Eu l-am primit într-un swap, știți că v-am arătat la un moment dat. Încă n-am apucat să folosesc acest șampon, dar sunt foarte curioasă. Pentru părul stresat de soare este șampon 2-in-1 cu balsam. Așa arată el, are 50 de mililitri. Probabil o să-mi ajungă pentru 3 utilizări maxim, pentru că am părul destul de lung. Dar sunt foarte curioasă de acest produs. Dacă l-ați încercat și știți cum funcționează, vă rog să-mi spuneți și mie. Acum tot de la Sien mai am două produse. Sunt variante mini de 50 de mililitri, după cum observ toate. Este vorba despre această protecție solară de 20. Deci în momentul în care soarele este mai puțin puternic, să zic așa, puteți folosi o protecție solară mai mică, nu neapărat de 50 cum era cea de la Avon. Puteți folosi 20, puteți folosi 30, 15, desigur cum era cea de la Avon cu particule de sclipici. Și eu am pe aceasta cu vitamina E, filtru de protecție SPF 20 plus, rezistentă la apă, scrie. Așa arată ea, este potrivită pentru atunci când nu vrei să scari bagaj la plajă. Eu aici la mine în oraș am plajă, așa că pot să o iau cu mine rapid, o bag într-un buzunar sau chiar și în mașină și nu-mi mai trebuie o geantă de plajă pentru că n-am produse atât de mari. Abia aștept să o termin, o să folosesc toate aceste produse în această vară și o să revin cu păreri, desigur, pe parcurs în clipuri cu Empties. Și ultimul produs pe care l-am este tot de la Sien, din gama Sport de această dată. Este un spray transparent pentru plajă cu SPF 30. Așa arată el. Ei bine, pe acești spray nu scrie dacă se poate folosi și pe față sau doar pe corp. Așa că aș vrea din suflet, dacă știți acest lucru, să-mi spuneți și mie. Pot să-l folosesc și pe față sau doar pe corp? Este protecție ridicată pentru pielea sensibilă nebronzată. Deci, dacă aveți pielea sensibilă și vreți să mergeți la plajă și nu aveți bronz pe voi, aplicați acest spray, o să vă protejeze de razele nocive ale soarelui și o să vă bronzați frumos și uniform. V-am spus că are 50 de mililitri și îmi place foarte, foarte mult pentru că este așa micuț și cute și e potrivit pentru călătorii. Pentru acelea dintre voi care veniți din orașe mai îndepărtate, veniți la mare, eu zic că aceste produse de la Sien sunt super practice și nu ocupă mult loc în bagaj. E bine, acestea sunt toate produsele pe care eu le am în momentul de față pentru protecție solară și nu numai. V-am mai arătat în clipuri cu favorite, că am mai avut și de la Bioderma și de la alte branduri, dar pe acestea le am în momentul de față. Ceea ce vreau eu să vă transmit prin acest clip este faptul că trebuie neapărat să vă protejați de razele nocive ale soarelui. Chiar dacă nu aveți probleme cu petele, chiar dacă nu aveți probleme, nu știu, nu vi se usucă pielea, în timp razele solare poate provoca probleme mult mai grave, cum ar fi cancerul de piele. O să vi se usuce pielea clar pentru că nu folosiți protecție solară. O să ziceți, bine, bine, dar toată lumea spune acest lucru că soarele este nociv, atunci dacă ne dăm cu protecție solară, atunci nu o să ne mai bronzăm. Nu este adevărat. Aceste creme, ele doar vă protejează de efectele rele transmise de razele solare, nu o să vă limiteze puterea soarelui asupra pielii voastre, adică o să vă bronzați, dar o să fiți protejate. Nu o să, razele solare nu o să intre în contact cu pielea voastră și nu o să vă cauzeze lucruri nașpa pe piele și nu numai pe piele, cât și înăuntru țesutului și celulelor și așa mai departe. Cam atât am avut eu să vă spun pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul, este un clip mai diferit. Eu nu prea fac clipuri de genul. Dacă vreți să mai fac clipuri despre
astfel de subiecte despre ceva diferit în afară de chestiile pe care eu le fac în mod normal, vă rog să lăsați în comentarii și o să fac cu siguranță. Sper că v-am inspirat, sper că v-am ajutat, v-am cerut câteva sfaturi în legătură cu acele produse de la Sien, aștept din suflet să mi le dați. V-am pupat și până data viitoare aveți mare grijă de voi și fiți frumoase și protejați-vă de soare pentru că este foarte important. Bye!